Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat miercuri o hotărâre prin care se prelungește starea de alertă în România pentru încă 30 de zile, începând cu 10 octombrie. Măsurile propuse sunt cele în vigoare și acum. Astfel rămâne în vigoare certificatul verde digital pentru acces la diverse activități de la incidența de 3 la 1000. În continuare sunt exceptați copiii mai mici de 12 ani. Astăzi a fost adoptată hotărârea de guvern prin care se prelungește starea de alertă începând cu dată de 10 octombrie. Precizăm, da, deci cu data de 12, deci continuarea măsurilor care sunt, asta vreau să precizez, că de fapt hotărârea nu prevede nimic nou, ea prelungește doar măsurile. La momentul în care încetează actuala hotărâre, intră automat hotărârea de prelungire. Vreau să subliniez că măsurile, de fapt, sunt prevăzute în legea 55 din 2020, care stabilește măsurile adoptate în perioada stării de alertă ce presupun limitarea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale în scopul asigurării unei protecții adecvate a dreptului la viață, la viață, la integritate fizică și psihică și la ocrotirea sănătății. Prin prezentul proiect al hotărârii, noi nu facem decât să prelungim măsurile și să adoptăm ce a fost prevăzut în lege. Noi nu legiferăm și noi doar stabilim care sunt măsurile care se implementează din ce este prevăzut în legea 55. Cum am zis, proiectul de hotărâre nu vine cu nimic nou, este doar prelungire a situației care este până acum pentru încă 30 de zile. Astfel, experții juridici care avem și Ministerul Justiției au considerat că proiectul se încadrează în situațiile prevăzute la articolul 110 aliniatul 4 din Constituția României Republicată și reprezintă un act de administrare a treburilor publice necesar bunei administrări a guvernului. Deci asta este în ce privește hotărârea de guvern. Măsurile nu se schimbă, rămân aceleași incidențe, rămân aceleași măsuri care se cunosc și rămân implementate mai departe pe încă 30 de zile. Se mențin și restricțiile suplimentare atunci când se depășește pragul de 6 la 1000, când au acces doar persoanele vaccinate și cele care au trecut prin boală, la competiții sportive, cinema, spectacole, concerte, nunți, botezuri sau mese festive.